Eu, Claudius Împărat de Air Graves. În subtitlu se zice din autobiografia lui Tiberius Claudius. Bineînțeles că nu există această autobiografie, nu a scris Împăratul Claudius așa ceva, dar cartea, deși este foarte bine calată pe evenimentele istorice, este scrisă sub forma unei autobiografii făcute de Împăratul Claudius. Și credeți-mă, foarte interesantă. Nu știu dacă știți, dar Tiberius, un împărat precedent, fusese foarte paranoic și cam își ucisese cam tot ce prinsese din familie. Singurii care supraviețuise au fost Claudius și Caligula. Claudius pentru că toată lumea îl considera că este handicapat. Avea un handicapat atât fizic cât și mental. Avea un handicap evident fizic, mergea, avea o problemă cu un picior și se și bâlbâia și toată lumea credea că nu are o inteligență chiar deosebită. E, după moartea lui Caligula, garda personală a acestuia a fost șocată și distrugea prin palat și încerca să găsească pe cineva care să ia locul lui Caligula. Și l-a găsit, legenda spune, pe Claudius, ascuns în spatele unei draperii. L-au recunoscut după papucii lui de purpură care se vedeau de sub draperie. L-au luat pe sus și s-au dus peste senat și l-au declarat împărat. E, până la urmă, Claudius a fost împărat timp de 15 ani de zile. A cucerit Marea Britanie, a adus Imperiul Roman la noi la o dezvoltare nouă, foarte bună. Deci, poate exista la un moment dat o teorie că poate se prefăcea Claudiu, că este atât de prost. Pentru că uite că a reușit să stea la putere atât de mult timp și să aibă destul de multe realizări. De la această teorie pleacă și cartea lui Graves, foarte interesantă. Dacă vă place, vă recomand volumul următor, tot de același autor, Claudius Zeul.